dragi prieteni, în politica internațională, un act emanat de un stat anume are valoare doar în măsura în care el este recunoscut de către aliații sau partenerii statului respectiv. În cazul istoriei noastre, la fel au stat lucrurile în legătură cu unirea de la 1859, independența din 1877 sau unirea în etape din anul 1918. Și vom vedea în episodul de astăzi că mai ales unirea cu Basarabia a fost recunoscută foarte greu. Dintre cele trei provincii care și-au declarat unirea cu România în cursul anului 1918, adică Basarabia, Bucovina și Transilvania, unirea cu Basarabia a pus cele mai multe probleme diplomatice. În deschiderea conferinței de la Versailles, nici măcar Anglia și Franța, foști aliați ai României, nu au luat în serios unirea declarată la Chișinău, considerând că era delicat să modifice granițele unui alt fost aliat, adică Rusia. Fiind prinsă într-un autentic război civil între bolșevici și opoziția alb-gardistă, Rusia sovietică nu a participat la Marea Conferință de Pace de după Primul Război Mondial. Paradoxal, tocmai absența unei delegații rusești a complicat problema. În primăvara anului 1919, experții comisiilor conferinței de la Paris au recunoscut argumentele istorice și etnografice ale unirii Basarabiei cu România. Dar la o întâlnire a miniștrilor de externe aliați, din luna mai a anului 1919, secretarul de stat american Robert Lansing s-a opus recunoașterii Basarabiei ca parte a României, câtă vreme Rusia nu avea un guvern legitim, recunoscut internațional. În iulie 1919, în fața conferinței de pace, a fost audiat și fostul ambasador al Rusiei la Paris, Vasilii Alexeievici Maklakov. Chiar dacă era de partea rușilor albi și împotriva bolșevicilor, Maklakov a contestat legitimitatea sfatului țării de la Chișinău de a proclama unirea cu România pe 27 martie 1918. Este interesant că foștii aliați ai României, deși recunoșteau argumentele politice sau istorice ale unirii României cu Basarabia, încercau să sugereze românilor să caute o cale de comunicare cu rușii. Numai că și acest lucru era complicat pentru că rușii înșiși erau atunci în război civil, iar contactul cu oricare dintre cele două părți ar fi însemnat amestecul întreburilor lor interne. Contestarea în primă fază a unirii cu Basarabia a fost unul dintre motivele pentru care premierul Ionel Brătianu a părăsit conferința de pace de la Paris. Locul său a fost preluat de politicianul ardelean Alexandru Vaida Voievod. De la Londra, omul politic Winston Churchill, care atunci era ministru de război al Marii Britanii, a sugerat unei delegații românești ca Bucureștiul să se înțeleagă în privința Basarabiei cu generalul rus Anton Denikin, care luptase pe frontul românesc până în martie 1918 și care acum era unul dintre marii comandanți ai alb-gardiștilor din sudul Rusiei. Dar fără nicio garanție din partea foștilor aliați, guvernul român nu putea să se angajeze în războiul civil rusesc. În cele din urmă, paradoxal, cel care a ajutat fără voia lui la recunoașterea unirii Basarabiei cu România a fost comunistul maghiar Béla Kun. Atacată de trupele lui Kun, armata română a ajuns în august 1919 să ocupe Budapesta și, la drept vorbind, ar fi putut ocupa toată Ungaria. În lunile următoare, Franța, Anglia și Marea Britanie au transmis pe diverse căi Bucureștiului că aliații vor recunoaște unirea Basarabiei cu România, cu condiția ca armata română să se retragă din Ungaria. Și astfel Franța, Marea Britanie și Italia au recunoscut unirea cu Basarabia în octombrie 1920, iar ulterior parlamentele țărilor respective au ratificat-o. Japonia a recunoscut și ea unirea, dar nu a ratificat-o în parlament pentru că între timp semnase un acord secret cu Rusia. Statele Unite ale Americii au recunoscut de facto unirea abia în anul 1933, printr-un artificiu diplomatic. Morala poveștii noastre: este ușor să proclame o unire, dar este mult mai greu să ți-o recunoască și alții.
Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.